Iustin Petcu, băiețelul de aur al matematicii, a câștigat zeci de medalii la doar 8 ani. Micul geniu din Năvodari face matematică mentală de la 5 ani și jumătate și deja a umplut un dulapior cu diplome și premii de când participă la diverse concursuri internaționale de profil. Motivația a venit de la sora lui, care și ea este de asemenea campioană națională și internațională și alături de care a vrut să se ia la întrecere. Este cel mai bun matematician la vârsta lui și este elev la Școala Generală Tudor Arghezi din Năvodari. Pe lângă matematică, Iustin face și tenis de performanță, engleză, chineză și robotică, iar în viitor își dorește să ajungă medic. A participat la competiții internaționale în Dubai, Coreea, Egipt și apoi în Olanda. În 2022 a câștigat premiul întâi la Olimpiada de Matematică pentru clasa 1 în Cairo, iar ultimului premiu a fost locul întâi la concursul național de aritmetică mentală desfășurat la Istanbul, unde a terminat 120 de exerciții în 10 minute. Familia și profesorii lui sunt toți foarte mândri de el, iar tatăl lui a explicat că pentru pregătire cere mult timp și nu e loc de scuze când vine vorba de genul ăsta de performanță. Învățătoarea lui, Elena Duță, îl laudă pentru capacitatea lui de a trece foarte ușor peste obstacole. V-am povestit despre acest băiat care nu face nu știu ce școală particulară, nu e vreun fiu de prinț, învață la o școală din România și poate vă inspiră și pe voi.